Autoritățile au retras de la vânzare din magazine și farmacii 32 de milioane de măști care nu îndeplineau condițiile de siguranță. La malul mării, magistrații au respins ultima încercare a Arhiepiscopiei Tomisului pentru a organiza un pelerinaj de Sfântul Andrei. Și Maradona a fost condus pe ultimul drum de 10.000 de argentinieni, în timp ce milioane de fani din toată lumea își plâng idolul. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. COVID-19 nu alege și se ceră tot mai multe vieți. Doi militari de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, de 40, respectiv 46 de ani, au fost răpuși de această boală la o zi distanță, iar apropiații sunt șocați. Cei doi își verificau sănătatea regulată, așa cum prevăd obligațiile profesiei, și erau în plină putere când s-au infectat. Moartea lor este încă o dovadă că boala poate afecta pe oricine. Iar medicii vorbesc despre sechele grave care pot apărea și la câteva săptămâni după vindecare. Din această cauză recomandă investigații medicale amănunțite. Caporalul Emanuel Radu Voicu s-a stins la Spitalul Militar din Sibiu, la numai 40 de ani. Prietenii spun că era un om extrem de optimist. Cu o zi înainte s-a stins și maestrul militar Aurelian Ion Irimia, avea 46 de ani. Un bun camarad, dedicat familiei și atent la nevoile celor din jur, o persoană senină și echilibrată, așa și-l amintesc colegii. Bărbatul a murit la Spitalul Colentina din București, unde fusese transferat. Cei doi s-au infectat în urmă cu câteva săptămâni și au luptat din răsputeri cu boala. În ciuda eforturilor medicilor, nu au putut fi salvați. Pandemia de coronavirus aduce doliu în tot mai multe case din România. 172 de morți au fost doar la ultima raportare, iar asta face ca numărul total al deceselor să se apropie de 11.000. În spitalele din toată țara rămân internați peste 13.000 de oameni, iar pentru a doua zi consecutiv, 1.226 sunt în secțiile de terapie intensivă. Pentru toți, deopotrivă, tineri și bătrâni, medicii își dau toată silința. Te mai supără ceva? Puțin. Ce? Tot așa, crispulața. Măscuța aceea va sta tot timpul pe față ca să te ajute la respirație. Da. Da? Nu o dăm jos niciodată. Cu ajutorul tratamentului o să ne facem bine și mergem acasă, da? Pe această femeie de 80 de ani am găsit-o în secția de terapie intensivă a Spitalului Colentina. Se roagă să se facă bine și să meargă acasă, la nepoți. Un etaj mai jos, trei femei cu COVID împart un salon. Și ele sunt conectate la oxigen, dar acum se simt mai bine. Sănătos? Pâine, mănânci goală, dar să fii sănătos. Personalul e de nota 100 plus. Nu avem cum e vântecele, nu știu de unde Coronavirusul face însă victime și în rândul angajaților din spitale. Peste 7.000 s-au îmbolnăvit până acum. 61 au murit. Epuizarea e maximă. Au fost situații când fetele noastre au ieșit dureri de cap, unele aproape că au leșinat, au căzut de pe scaunel. Efectele bolii vor fi resimțite pe termen lung. Atrag atenția medicii pneumologi. Cicatrici sau chiar leziuni pe plămâni pot să fie observate și la 6 săptămâni de la infectare, în special la cei care au avut forme moderate sau severe. Aproximativ 5% din pacienți pot să rămână cu sechele. Trebuie să știm exact cu ce cicatrici rămânem, pentru că în această etapă administrarea unui tratament ar putea să ducă la resorția și la dispariția leziunilor. Literatura descrie inclusiv cazuri care au necesitat transplant pulmonar pentru o evoluție agresivă progresivă a bolii. Doctorii spun că radiografiile pulmonare sunt recomandate chiar și la 2-3 luni după vindecare. Cumplit este că pandemia îi afectează inclusiv pe cei care nu fac infecția COVID. Numărul intervențiilor chirurgicale a scăzut în spitalele din toată țara. Dacă urgențele nu pot fi amânate, pentru cei cu probleme cronice, operațiile au fost de multe ori reprogramate. Și nu de puține ori, oamenii au refuzat să mai meargă la spital de teama virusului. Din 1 martie până acum, în acest spital, s-au realizat un număr de 7.516 intervenții chirurgicale. Reprezintă doar 50% din activitatea chirurgicală a anului precedent.
mă întreb unde sunt ceilalți pacienți. În unitățile sanitare se rezervă tot mai multe locuri pentru cei cu SARS-CoV-2. De pildă, Spitalul Județean de Urgență Prahova a suplimentat cu peste 100 de paturi noi numărul de locuri pentru cazurile de COVID. Un întreg etaj a fost reamenajat pentru internarea și tratamentul bolnavilor. 32 de milioane de măști au fost scoase de la vânzare de autorități în ultima lună pentru că nu îndeplinesc condițiile de siguranță care ar fi trebuit să ne protejeze viața și sănătatea. Grav este că au fost găsite în farmacii și mari lanțuri comerciale din toată țara. Ministrul Economiei a anunțat că raportul privind neregulile descoperite de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a fost trimis la Parchetul General. Măști care nu protejează de infecția cu SARS-CoV-2 au fost descoperite peste tot în țară, în mari lanțuri de magazine, farmacii de renume sau benzinării. Pentru copii sau adulți, sanitare sau textile, s-au strâns în total peste 32 de milioane de bucăți. Dintre acestea, 700 de mii erau atât de prost făcute, încât au fost retrase definitiv de pe piață. Celelalte doar până când se vor îndeplini condițiile de siguranță. Aproximativ jumătate din măștile care se găsesc în comercializare în momentul de față, în rețelele de distribuție, și aici vorbim hipermarketuri, rețele de farmacii, depozite la importatori, nu ne protejează absolut toate măștile care sunt neconforme, sunt măști din import. Măștile retrase de pe piață erau fără țara de proveniență, marcaje europene sau instrucțiuni de utilizare, iar pe unele ambalaje nici măcar nu scria în limba română. 400 de operatori economici au fost amendați cu 600 de mii de euro. Am cerut puncte de vedere oficiale de la mai multe lanțuri comerciale. Unul singur ne-a răspuns. E vorba de o rețea cu sute de magazine în toată țara. Reprezentanții acestei rețele au declarat că verifică furnizorii care au livrat măștile neconforme, pe care de altfel le-au retras de la vânzare. Până la controle și amenzi, trebuie să avem grijă ce cumpărăm. Să fii sigur că masca respectivă are marcajele pe cutie, marcajele europene, necesare, să fii sigur că masca are cele trei pliguri așa cum este specificat și că nu este alcătuită dintr-un singur strat, pentru că și măștile chirurgicale au straturi care să asigură o filtrare cât mai bună aerului. Nu există obligativitatea ambalării fiecărui produs într-o țiplă sau ambalare individuală, însă există prevăzut pe cutie sau ar trebui să fie prevăzut pe cutie a se păstra la loc întunecat ferit de razele solare și ferit de îngheț și de praf. Medicii atrag atenția asupra măștilor cu valvă de respirație, care pot fi un pericol pentru cei din jur. Acele măști nu sunt deloc indicate în spații aglomerate, unde poți fi sursă chiar tu care porți masca respectivă și valva aceasta creează o soluție de continuitate, adică o poartă de ieșire a virusului din ea. Deci aceste măști sunt rezervate strict pentru a te proteja pe tine. Nu folosești o mască cu valvă dacă ai respect și pentru ceilalți. Toate neregulile descoperite de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor au fost prinse într-un raport care a fost trimis către Parchetul General. Măștile neconforme ne pot pune viața și sănătatea în pericol. Inspectorii de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor vor ca toate măștile care nu sunt dispozitive medicale, adică tot ceea ce înseamnă material textil, acele măști artizanale, să fie semnalizate de comercianți, astfel încât să știm ce cumpărăm. Vor ca operatorii economici să scrie pe ambalaje acoperitoare faciale de utilizat în colectivitate și să precizeze că acestea nu te protejează atunci când ești bolnav. Dar când se va întâmpla acest lucru, nu se știe, pentru că deocamdată vorbim doar de un proiect de ordin care a fost pus în dezbatere publică recent. Camelia Donțu, ProTV. Între timp a început vacanța de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. La munte, aproape 80% din locurile de cazare au fost rezervate. Ce surprize așteaptă pe oaspeți, aflați imediat. Fabrica de bani de la Suceava a produs ilegal milioane de euro din vânzarea permiselor auto, spun procurorii DNA, care au reținut 9 polițiști și 5 complici. După gratie a ajuns peste noapte și șeful departamentului de permise și examinări, cel care ar fi coordonat, spun anchetatorii, această afacere scandaloasă, care a permis să ajungă în trafic șoferi care nu știu să conducă și pot omorâ oameni nevinovați. A fost reținut de asemenea și un ofițer anticorupție din Suceava, care știa de fraude, însă a refuzat să deschidă o anchetă în schimbul unei mașini de teren. Mai mult, l-a avertizat pe creierul organizației de ancheta DNA.
fost șef la serviciul de permise și actual șef de departament, comisarul șef Radu Obreja ar fi cel care de an bun coordona fabrica de permise false de la Suceava. Conform unor surse, la percheziții, procurorii DNA și polițiștii de la DGA i-au găsit 60.000 de euro, tot atâtea 10.000 de lei, ceasuri și o mulțime de bijuterii din aur. Anchetatorii au găsit alți 50.000 de euro într-o borsetă din portbagajul mașinii. În 2017, polițiștii din Suceava au mai fost acuzați public că cer mită, dar șeful de la acea vreme, Radu Obreja, garanta că sunt cu toții corecți. Nu cred că vreunul dintre angajații acestei instituții a pretins de la cetățeni, atât pe linie de permise de conducere, cât și pe linie de înmatriculări și autorizări provizorii a autovehiculelor, a pretins vreo sumă de bani. A fost reținut și Mihail Martin, un ofițer anticorupție care a fost ridicat de acasă chiar de colegii de la DGA. Acesta este acuzat că i-ar fi protejat pe polițiști în tot acest timp și le-ar fi dat ponturi din ancheta DNA. În schimbul informațiilor, ofițerul a primit în luna august o mașină de teren. După gratii și-au petrecut noaptea și 6 polițiști de la serviciul de permise, dar și un angajat din cadrul MAI, de la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule. Au fost reținuți și mai mulți reprezentanți ai școlilor de șoferi care făceau intermedierile. Cel mai mult costa trecerea probei teoretice, între 3 și 6 mii de euro. Procurorii DNA spun că în acest fel, într-o singură zi, Radu Obreja primea și 20 de mii de euro. Pentru proba practică cereau între 300 și 1500 de euro, în funcție de cât de slabe erau abilitățile de șofat ale candidatului. Candidații nu intrau direct în legătură cu examinatorii, ci urmau un plan bine pus la punct. În dimineața zilei de examen, intermediarii trimiteau unui anumit polițist numele și o copie de pe cartea de identitate. Ofițerul centraliza toate cererile venite de la doritori și mergea într-o sală în care se strângeau toți examinatorii din acea zi. Prin simpla rostire a numelui, polițiștii știau ce aveau de făcut. Pentru cei care erau pe teren, numele candidaților erau trimise prin aplicații mobile. Urma o scurtă prezentare a candidatului, care dădea mita, pentru a se stabili prețul oferit, în schimbul permisului de conducere. Pentru proba teoretică, fiecare candidat intra în sala de examen cu o mini-cameră video și cu o cască. În timp real, cineva vedea ecranul și îi șoptea răspunsurile. O întrebare rezolvată corect costa 100 de euro. Așa, afacerea care putea să coste vieți le aducea polițiștilor averi. Anchetatorii au ridicat peste 1.225.000 de euro, 800.000 de lei, 12.000 de dolari, peste 1.000 de lire, 10 de ceasuri și o mulțime de bijuterii din aur. Au fost confiscate și 8 autoturisme de lux. Procurorii spun că doar o mică parte din bani ajungeau în numerar la polițiști. Prin intermediari, restul erau folosiți pentru a cumpăra imobile. Cum absolut toți polițiștii de la serviciul de permise sunt anchetați, sediul a rămas închis. În funcție de evoluția acestui dosar, vom vedea pe câte persoane ne putem baza și putem detașa din altă parte. Este posibil ca biroul de permise și înmatriculări să se redeschidă miercuri, spune prefectul. Scandalul de la Constanța legat de pelerinajul tradițional de la Mănăstirea Sfântul Andrei s-a tranșat în instanță. În această după-amiază, magistrații au respins și ultima acțiune prin care Arhiepiscopia Tomisului a încercat să capete acordul pentru a organiza un pelerinaj. Chiar și așa, toți preoții din Epahia Tomisului au fost chemați luni la slujba oficiată în mod tradițional la mănăstirea din localitatea Ion Corvin. Iar superiorul lor, Teodosie, a fost observat chiar astăzi în timpul unei slujbe fără mască. Aleluia, aleluia, aleluia. După cum se poate observa în imagini, nici preoții care sunt în jurul arhiepiscopului nu poartă mască, deși biserica este aproape plină cu enoriași. Doar aceștia din urmă s-au protejat. De vreme ce toți mergem la același locaș, sub aceeași piatră vom intra și peste puțin vom fi pulbere. Imaginile au fost surprinse la slujba de înmormântare a unui preot. În tot acest timp, avocații Arhiepiscopiei Tomisului au mai făcut o încercare pentru a obține suspendarea hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență Constanța, prin care sunt interzise pelerinajele religioase.
am reușit să găsesc o portiță în legea contenciosului administrativ. Am solicitat suspendarea, adică acele efecte ale hotărârii Consiliului Județean de Situații de Urgență să nu se aplice în acest moment. Nu poți să interzici pelerinaje. Nu poți să ai o dublă măsură. Dar magistrații Tribunalului Constanța au respins și această ultimă acțiune, iar pelerinajul de Sfântul Andrei rămâne interzis. După ce și Patriarhia a cerut o derogare, premierul Orban a venit cu precizări pentru știrile Pro TV. Nu pot să intervin eu în ierarhia bisericii, dar nu mi se pare un gest corect și responsabil. Și eu cred că preoții trebuie să aibă grijă de sănătatea și de viața credincioșilor. Slujitorii Bisericii Ortodoxe sunt responsabili pentru că ei reprezintă un model. Pe de altă parte, Arhiepiscopia i-a chemat pe toți preoții din Eparhia Tomisului să vină la slujba de luni din comuna Ion Corvin, precizând că aceștia sunt chemați obligatoriu la muncă, în interes de serviciu. Potrivit ultimei decizii a autorităților locale, la pelerinajul de Sfântul Andrei nu pot merge decât localnicii din comuna respectivă, unde se află mănăstirea, dar și din satele apropiate. Poliția și jandarmeria au anunțat măsuri suplimentare de securitate. Nu suntem în tabere diferite, cetățeni versus forțe de ordine. Împreună suntem în aceeași echipă în lupta cu noul coronavirus. Scopul nostru este unul preventiv. Nu vom tolera încălcarea legii. Și da, vom fi prezenți și în zona Mănăstirii Sfântului Andrei pentru a se urmări dacă se respectă aceste prevederi legale în ceea ce privește oficierea slujbelor religioase. Județul Constanța este pe locul 3 la nivel național în privința numărului de infectări. Maradona, zeul milioanelor de pământeni, a fost înmormântat noaptea trecută într-un cimitir de la marginea orașului Buenos Aires, acolo unde se odihnesc și părinții săi. A fost o ceremonie restrânsă la care au luat parte doar familia și câțiva prieteni apropiați. Înainte de asta, zeci de mii de argentinieni au apucat să-și ia rămas bun într-o atmosferă impresionantă. Se me fue la infancia, se me fue la vida. Se me fue la alegría de ver el fútbol. Ya para mí no existe más el fútbol. Se terminó. La pelota se pinchó. Ayer se pinchó la pelota. ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! Yo hace 14 años perdí un hijo. Hace de cuenta que se me va de vuelta un hijo más. În Argentina, unde patima pentru fotbal este uriașă, emoția stârnită de dispariția legendei Maradona a fost pe măsură. Papa Francisc însuși, argentinian, de fel și fan declarat al lui Diego Maradona, a postat un mesaj pe Instagram. Suveranul pontif spune că se roagă pentru un geniu sportiv cum n-a mai fost altul și nici nu va mai fi. Cu lacrimile și roind, zeci de mii de fani argentinieni, tineri și bătrâni, femei, bărbați și copii deopotrivă au vrut să-și ia rămas bun. În zorii zilei de ieri, suporterii au început să șerpuiască în jurul istoricei Plața de Mayo, cu speranța că vor intra în Casa Rosada, sediul președinției argentiniene, unde a fost depus sicriul. O uriașă panglică neagră orna intrarea în clădirea din piatră roz, ale cărei steaguri au fost coborâte în Berna. În interiorul și în jurul reședinței prezidențiale, atmosfera a avut solemnitatea unor funeralii naționale, dar și spiritul rebel al tribunelor unui stadion. Mii de oameni au apucat să treacă prin fața catafalcului până să pice vestea că Maradona va fi înmormântat înainte de căderea întunericului. A fost dorința familiei. În mod firesc, nu toți s-au putut înclina în fața sicriului peste care erau aruncate de avalma steaguri argentiniene, tricouri ale echipelor pentru care a jucat Maradona, ori diverse talismane. Omagierea de la Casa Rosada s-a încheiat brusc, chiar mai devreme decât era programat, din cauza unor incidente din afara palatului. Zeci de fani au forțat barierele, iar forțele de ordine au ripostat cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea. Ahí vemos, es un momento muy emotivo.
După aceste momente de confuzie, în jurul orei 18, cortegiul funerar a plecat spre cimitirul Bella Vista, situat la marginea capitalei Buenos Aires. Zeci de mii de oameni s-au înșiruit de-a lungul traseului, lung de câteva zeci de kilometri, parcurs în goana mare de coloana mortuară. Argentinienii au inundat străzile pentru a-l saluta și aclama pe marele Maradona. Unii dintre ei au alergat până i-au lăsat puterile în urma convoiului funerar. Alții l-au urmărit cu motocicletele sau cu mașinile. În cele din urmă, Maradona a fost îngropat alături de părinții lui, doar în prezența rudelor și a câtorva prieteni. Cu inimile grele, argentinienii au plecat și spre case, în liniște, ori scandând numele zeului pentru ultima dată. Diego siempre va estar en el corazón de todos los argentinos. Diego no se murió. Es muy triste. Es muy triste para todos. Nada más eso. Se murió el pueblo entero. Gracias Maradona, amor eterno en el corazón de todos los argentinos. Puteți afla mai multe despre fascinantul Diego Armando Maradona, acotat drept cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, urmărind documentarul Eveniment Maradona, regia lui Emir Custurița, difuzat în această seară de la ora 20:30 de minute la ProCinema. După ce au spus că vaccinul anticovid dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford este eficient în proporție de 70%, responsabilii anunță că mai au nevoie de studiu. Ce s-a întâmplat, aflați imediat. Între timp, România intră în prima vacanță de când criza sanitară a luat proporții, pentru că sunt 4 zile libere, weekendul plus Sfântul Andrei și Ziua Națională, mulți își fac curaj să plece de acasă. Hotelurile de pe Valea Prahovei sunt ocupate în proporție de 50 până la 80% și așteaptă și rezervări de ultim moment. Cei care au avut astăzi zi scurtă sau chiar liberă și au pornit spre stațiuni, au găsit ce nu credeau vreodată. O șosea pe care se circulă cât de cât normal. La Azuga, administratorii pârtiilor i-au așteptat cu o surpriză plăcută, un strat de zăpadă, așternut pe pista pentru începători. Pârtia este liberă momentan, sperăm să vină turiștii la munte, tunurile suflă de o săptămână. Schiorii se bucură acum de primele coborâri. E prima zi pe sezonul ăsta, prima zi pentru mine pe snowboard și tot mega fresh. Cum e cu mască?
E ok, adică e destul de mult aer la munte, nu prea simți că te neagă. Instalația de telegondolă va funcționa în program normal, 4 zile. La telecabină sunt măsuri speciale. Pot intra doar 4 persoane, care trebuie să poarte obligatoriu mască, iar geamurile rămân deschise. Ca să nu riște prea mult, unii aleg să stea la munte doar o zi, cel mult două. E suficient pentru o bătaie cu zăpadă și o gură de aer curat. Program de distracție, sani, eschi, dacă se poate, puțin aer curat, plimbări, început de sezon de iarnă. Cum nu se mai pot organiza petreceri, hotelierii încearcă să-i distreze altfel pe turiști. De exemplu, la acest hotel de 5 stele, spa-ul și piscina au fost înlocuite cu degustări de vinuri. Vom oferi fiecarei familii din partea casei un tur exclusiv al cramei hotelului, iar aici vor avea parte de degustare de câteva sortimente de vinuri și de prânzeturi. Iar în Poiana Brașov, banii investiți până acum în focuri de artificii și muzică live au fost direcționați spre bucătărie. Meniul a devenit mai bogat. Am venit cu ciolan, cu fasole, tradițional. Am venit cu niște pastramă de berbecuți, cu mămăliguță la grătar. La Păltiniș, în județul Sibiu, pârtia de sănii e pregătită. De 1 decembrie se va putea schia. Gazdele au pregătit tot soiul de activități în aer liber. Trasee cu rachetele prin zăpadă, trasee pe timp de noapte cu torțele. Suntem pregătiți pentru sănii, suntem pregătiți pentru colace, suntem pregătiți cu chiar și cu saci, în plus cu fân. Avem o activitate pentru copii în care ei, pentru ei este foarte distractiv. Luni, pe platoul Bucegilor, armata organizează o ceremonie cu ocazia încheierii lucrărilor de reabilitare la Crucea Eroilor, de pe vârful Caraiman. Iar primele zile de iarnă aduc ploi, lapoviță și ninsori la munte. Dacă porniți la drum, să aveți mașina pregătită pentru că în anumite zone se poate forma polei. Zăpada în cantități mari întârzie deocamdată. Din primele estimări rezultă că și Crăciunul va fi mai degrabă ploios decât cu zăpadă. De ziua națională sunt anunțate ninsori slabe, ceață și multe ploi. În unele zone ale țării au căzut și ninsori. Prima săptămână din decembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit. Minime spre minus 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la cel mult, iată, minus 1 grad în restul țării. Să avem și strade zăpadă, mai ales în partea de sud și sud-est a țării, inclusiv în zona de munte. În capitală cum va fi vremea de 1 decembrie? Pe 1 decembrie vorbim de o vreme închisă, pe parcursul zilei posibil precipitații mixte, vânt slab spre moderat, o minimă spre minus 2 grade Celsius, cel mult mai coborâte posibil în zona preorășinească spre minus 4 grade și o maximă în jurul la 2-3 grade. Ninsori vor fi cu siguranță în zona de nord, atât în Maramureș, cât și în Moldova, dar și în partea de vest a țării, în regiunile Crișana și Banat. Cu cât coborâm mai spre sud, ne vom confrunta cu precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare. Va fi un pic mai bine peste o săptămână, așa că Moș Nicolae vine cu o ușoară încălzire a vremii. Temperaturile maxime în weekendul următor pot atinge și 15 grade, mai ales în zona de sud a țării, inclusiv în capitală. În restul țării ne vor trebui haine groase și asta pentru că temperaturile nu vor depăși 7 grade. Vremea își continuă încălzirea în a doua parte a lunii decembrie. Posibil să vorbim de precipitații, în special predominant sub formă de ploaie, luând în considerare vremea mai caldă. Cu siguranță vom actualiza aceste informații pentru că observăm în dinamica atmosferei schimbări de la o rulare la alta. Ne așteptăm așadar la temperaturi peste limita normală de Crăciun. Cine își propune să petreacă în zăpadă, va trebui să o caute pe vârf de munte. Un incident grav ce putea duce la o tragedie s-a produs în această dimineață în capitală. O persoană rămasă necunoscută a aruncat cu un obiect duror, a tras cu un pistol într-un tramvai aflat în mișcare. Proiectilul a trecut dintr-o parte în alta și a făcut țăndăr două geamuri de pe ambele părți ale tramvaiului. Nu sunt răniți deoarece în acea zonă nu era nimeni. Polițiștii analizează imagini, surprinse de câteva camere de supraveghere. Toate au înregistrat momentul în care tramvaiul pleacă din stație și se oprește brusc în intersecția de pe șoseaua Viilor. Secvențele nu sunt însă suficient de clare pentru a putea fi identificat suspectul.
Obiectul a pătruns în tramvai prin această parte. Vedeți, a spart geamul securizat și a trecut razant printre călători, ieșind pe aici. A spart și acest geam. Însă, din fericire, nicio persoană nu se afla în acest perimetru. Dacă totuși ar fi existat un călător pe acest scaun, s-ar fi putut întâmpla o tragedie. Anchetatorii nu cred că a fost un glonț, ci mai degrabă o bilă metalică sau chiar o piatră. Cert este că a distrus geamurile de pe ambele părți ale tramvaiului. Polițiștii au delimitat zona și mai departe de această bandă nu are voie să treacă nimeni. În aceste momente încearcă să găsească obiectul care a spart geamurile tramvaiului. Cei de la poliție m-au sunat pentru a muta mașina, să verifice sub mașină dacă există glonț sau bilă sau ce a fost. Am văzut că au căutat, cred că n-au găsit. Reprezentanții Societății de Transport București cred totuși că cineva aflat pe trotuar ar fi tras cu pistolul spre geamurile tramvaiului. Germania a trecut de 1 milion de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar la capitolul decese a raportat un nou record, 426 de oameni răpuși de COVID în 24 de ore. Asta în timp ce în toată Europa medicii contestă vehement intenția multor guverne de a relaxa temporar restricțiile pentru Crăciun. Și în Balcan, pandemia de coronavirus ia o turnură tot mai gravă. Premierul Serbiei a avertizat că țara sa se îndreaptă spre o catastrofă. Serbia se apropie de un scenariu catastrofal, a avertizat președintele Vučić, în ziua în care vecinii de la sud de Dunăre au înregistrat peste 7600 de cazuri noi, un record pentru țara cu doar 7 milioane de locuitori. Situația se agravează continuu, pe fondul lipsei de locuri în spitale. Situația în bolnița mea e za nas užasno teșcă, zato što kad primate na pregled svakoga dana 10.000 ljudi i morate da smestite u bolnicu 1.000 ljudi, a nemate više ni jedan krevet slobodan, onda vam je jasno u kakvoj ste situaciji. În Regatul Unit, premierul Boris Johnson a detaliat planurile pentru perioada sărbătorilor. There will be a special Christmas time dispensation of 5 days between December 23rd and December 27th. Social restrictions will be eased to allow up to 3 households to come together. Scientific advisors very worried, with one saying that this Christmas policy is like throwing fuel on the COVID fire. Totuși, Marea Britanie nu va renunța la sistemul de restricții cu 3 niveluri de alertă, în funcție de gradul de răspândire a virusului. We want to avoid is relaxing now too much and taking our foot off the throat of the beast. If we ease off now, we risk losing control of this virus all over again, casting aside our hard-won gains and forcing us back into a new year national lockdown. Pe de altă parte, în Olanda, principala figură medicală din criza pandemiei cere populației să accepte ideea de a nu-și vedea familia extinsă sau prietenii de Crăciun. Die patiënten krijgen hier niks van mee. Ze zijn diep in slaap en de vierde week ingegaan. Maar dat zijn ook de ervaringen die wij gehoord hebben van de collega's uit China en uit Italië. Și în Cehia se acutizează dezacordul dintre cei care cer ridicarea carantinei stricte și cei care se opun, invocând datele științifice. Některých politiků na to velké rozvolňování. Já jsem v tomto velice opatrný, protože ty zkušenosti z takového urychleného rozvolňování jsou z minulosti vždycky byly špatné. Každopádně firmy nyní zmiňují, že jsou opravdu na hranici existenčních svých možností, takže každý den, kdy mají ještě zavřeno, jsou pro ně vysoké vlastně finanční ztráty. În octombrie, situația din Cehia a fost dramatică. Țara raporta zilnic în jur de 15.000 de cazuri noi. Ty čísla nejsou dobré, ty čísla neklesají, víceméně to osciluje kolem 5000 a to jsme v situaci, že ne všichni. În sfârșit, șefa executivului danez a fost răvășită de emoții când a vizitat o fermă de nurci, rămasă fără niciun animal, chiar din ordinul guvernului. Danemarca a dispus, la începutul lunii, sacrificarea tuturor celor 17 milioane de nurci din țară. Asta după ce s-a constatat că o mutație a coronavirusului, care a infectat 12 persoane, prezintă sensibilitate redusă la anticorpi, ceea ce risca să scadă eficacitatea oricărui vaccin. Hvad har du fået ud af mødet den sidste halvanden time her, Mette Frederiksen? Rundvisning. Det har været en fødselsdag. Du bliver berørt. Hvad tanker går der igennem dit hoved lige nu?
Vi har to generationer af rigtig, rigtig dygtige minkavler, far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det har været følelsesladet for dem, og undskyld, det er det også for mig. Guvernul danez este acuzat că a ordonat sacrificarea nurcilor fără bază legală. Între timp, mutația respectivă a fost descoperită la ferme de nurci din cel puțin alte 5 țări, între care Grecia, Polonia și Franța. Vaccinul anticovid dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford necesită un studiu suplimentar, ceea ce va amâna omologarea lui. La începutul acestei săptămâni, dezvoltatorii serului spuneau că este eficient în proporție de 70%. Au fost însă folosite două protocoale diferite, cu o discrepanță destul de mare. Un grup de voluntari a primit mai întâi o jumătate de doză și una completă o lună mai târziu. Asupra lor, vaccinul a avut o eficiență de 90%. Apoi, un al doilea grup, care a primit două doze la o lună distanță, a avut o rată de succes de numai 62%. Ambiguitatea rezultatelor a stârnit un val de critici, motiv pentru care directorul AstraZeneca a recunoscut faptul că în prima schemă de vaccinare au fost erori de laborator. Grupul căruia i-a fost administrată jumătatea de doză era limitat la persoane cu vârsta de 55 de ani, fiind excluse cele din categoriile vulnerabile. Deși pare deocamdată mai puțin promițător decât vaccinurile dezvoltate de Pfizer și de Moderna, serul AstraZeneca are totuși avantajul unei tehnologii tradiționale, ceea ce îl face mai puțin costisitor și mai ușor de stocat, întrucât poate fi conservat și în frigider obișnuite. În București, primarul anunță că nu se vor mai face demolări fără avize în zonele protejate din capitală și nici nu se va mai construi pe spațiile verzi. Asta după ce a descoperit că un funcționar de la primărie a dat un aviz de defrișare chiar în mandatul său. Este un teren aflat lângă celebra copie în miniatură a grădinilor Versailles din Chiselef, care a fost distrusă între timp. Nicuș Ordan s-a opus acestor demolări când era președinte al Asociației Salvați Bucureștiul. Așa numita copie în miniatură a grădinilor de la Versailles, din zona Chiselef, a fost demolată în 2015. Proprietarul terenului a decis ca în locul grădinii cu bazin să construiască blocuri. Nicuș Ordan, pe atunci președintele Asociației Salvați Bucureștiul, s-a opus proiectului. Litigiul este încă în instanță. Da? De ce nu ați vrut să păstrați această grădină? Eu să țin grădină pentru cine? Pentru vecinii mei, nu? Care sponsorii domnului primar. Vreau în continuare și o să mă lupt să construiesc. Da. Ce o să construiți aici? Clădiri, cum au făcut și ei, nu atât de urâte și de mari. Nu vă pare rău că ați demolat acea grădină în copie a Versailles, chit că spuneți că era doar o copie? Stimate domnul, o grădină o punem acum, crește imediat. O grădină e ceva viu care se mișcă, da? Deci cine vrea grădină să-și facă grădină. Proprietarul vrea și să taie 22 de copaci de pe un teren din imediata apropiere a fostei grădini, susținând că ar fi un pericol pentru trecători și mașini. Paradoxal, avizul de defrișare a fost dat chiar în mandatul de primar al lui Nicuș Ordan. Acesta spune că a aflat întâmplător și a decis suspendarea lui. Pentru a nu se repeta povestea, a cerut ca pe viitor să îi se prezinte la semnat fiecare aviz de defrișare. Terenul figurează ca spațiu verde amenajat, niciodată nu se va construi, e punctul de vedere pe care l-am avut și când eram în Asociația Salvați Bucureștiul, e punctul de vedere pe care l-am și acum ca primar. Dacă administrația anterioară a emis autorizații de construire pe spații verzi, eu nu o să apăr acest punct de vedere pentru că este împotriva interesului public. Nu este singurul caz. Noul primar susține că a decis să suspende și decizia de demolare a unor clădiri istorice din Știrbei Vodă 132, decizie semnată de fosta administrație. Nicuș Ordan a declanșat controle în primărie. Am dispus control la Direcția de Urbanism și independent la persoane cu care lucrez. O să fie o analiză care va începe cu autorizațiile care au fost constatate definitiv nelegale de către instanță, că multe din autorizațiile care sunt emise de Direcția de Urbanism din primărie sunt nelegale. Va zice că peste 10%. Nu se va demola fără aviz și nu se vor demola clădiri importante din zona protejată și mai ales nu se va construi pe spațiu verde. Asta e o promisiune. Nicuș Ordan anunță că va studia cu experții săi și procesele pierdute în instanță de administrația anterioară. Dacă va descoperi că au fost pierdute pe bună dreptate, nu va încerca să răstoarne deciziile prin recurs. Și promite că nu va mai permite ridicarea de blocuri în locul clădirilor istorice.
VamaFest, primul festival digital al unei trupe din România, a început în această dimineață la ora 11. După miezul nopții, show-ul va putea fi urmărit live și la ProTV, când sunt programate o sesiune de karaoke live și un recital best-of cu invitat special. Mai multe aflăm chiar de la Tudor Chirila. Bună seara, doamnelor și domnilor! VamaFest a început, se întâmplă, suntem live pe pagina Vama, pe pagina Tudor Chirilă și pe share la prietenii noștri de la Untold. Vom fi la 12:30 pe ProTV cu Karaoke Vama Show și cu încă o sesiune de muzică din cele 3 sau 4 care se întâmplă astăzi. Mâine de la ora 3 suntem din nou cu VamaFest, muzică, dezbateri, storytelling, adică ateliere, de toate. V-am pupat, vă iubim! Casa de modă Dolce & Gabbana a venit cu o idee nemai întâlnită, a transformat o stradă din Beverly Hills în vitrine în aer liber. Manechinele poartă haine fabricate din materiale semănătoare decorațiunilor de Crăciun, așa că se asortează de minune cu brazii și beculețele de pe bulevardul plin cu magazine de lux. Creatorii speră ca inițiativa să aducă un strop de bucurie în apropierea sărbătorilor de iarnă și, bineînțeles, să-i convingă pe oameni să facă și cumpărături. Un peisaj de poveste și-a făcut loc pe străzile din Madrid. În capitala Spaniei au fost aprinse luminițele festive de Crăciun. Butonul magic a fost apăsat în mod simbolic de 6 persoane care lucrează medii vitale în lupta cu pandemia. Printre ei un medic, un polițist și un pompier. Pentru că în zonă sunt încă în vigoare măsuri stricte antiepidemice, la tradiționala ceremonie au asistat doar câteva persoane. Restul au putut urmări evenimentul online. Pentru ghirlandele din acest an, primăria a cheltuit 3 milioane de euro mai mult decât anul trecut. Asta pentru că oficialii au vrut să împodobească un număr mai mare de străzi. În plus, comparativ cu 2019, sezonul festiv a luat startul mai devreme. Și dincolo de tragedii și de problemele economice pe care le-a adus pandemia, pare să fi fost o perioadă propice pentru unii oameni care au reușit să-și pună în valoare creativitatea. Este cazul unui tânăr din Slovenia care a construit în timpul carantinei prima chitară din capace de doze de bere. Recunoaște că sunetul este unul diferit de cel al unei chitare din materiale clasice, dar tot el spune că nu sună rău deloc. Ca să-și ducă visul la bun sfârșit, a strâns peste 5.000 de capace de bere. Cele mai multe le-a primit de la o fabrică din apropiere, iar restul le-a adunat de la prieteni. Întregul proiect a durat aproximativ o jumătate de an.